fără să se fi cunoscut niciodată. Veți descoperi, pe de altă parte, o lectură ușoară, o lectură ușoară nu în sensul valoric, ci ușoară în sensul de plăcută. O lectură care vă pune pe gânduri și în care vă simțiți liberi să alegeți, liberi să gândiți cu mintea proprie, cum ar zice cineva aici de față. Liberi să vă gândiți, să fantasmați sau, din potrivă, să vă întâlniți cu ceva din dumneavoastră cu care n-ați avut ocazia sau poate n-ați avut curajul să vă întâlniți până acum. De ce ar merita, o să spun pe scurt, de ce ar merita să citiți așadar această carte? Pentru că veți afla, cred eu, lucruri pe care nu le știați sau poate le bănuiați, dar nu vi le confirmase nimeni. Pentru că vă veți pune întrebări despre ce înseamnă intimitatea în viața noastră. De ce se leagă sexul de identitate? De ce se leagă iubirea de identitate? Poate că intimitatea și sexualitatea spun despre noi lucruri mai profunde decât ne-am închipuit și sunt o identitate pe care nu totdeauna suntem gata să o recunoaștem și să o trăim. În funcție de suferința psihică pe care o aveai, îți dicta un anumit tratament muzical. Partea a doua din concertul cu tare, impromptul cu tare al lui Schubert, etc. O joacă frumoasă. Ei bine, în urmă cu vreo câteva luni de zile, George Bălan a trimis la Dilema un text despre celălalt Eros, nu știu exact cum se numea, și el n-a apărut. Și atunci George Bălan i-a scris vechiului lui amic, Andrei Pleșu, și a spus: ce se întâmplă? În ziarul tău nu putem discuta despre o temă de genul ăsta? Și Pleșu i-a explicat că nu se mai ocupă de Dilema sub nicio formă, că nu el dirigează editorial ziarul, dar că cu ocazia asta, apropo de ce scria George Bălan, vrea să-i răspundă. Și așa a luat naștere dialogul ăsta fascinant, care mi-a dat ideea unei deschideri de carte pe tema asta. Propunerea mea a fost întâmpinată cu o oarecare nedumerire și tăcere în prima clipă, pentru că m-au lăsat ceilalți să înțeleg că totuși este un teren periculos pe care intrăm. De ce periculos? Pentru că ideea unor oameni care încep să gândească cum se face un volum de genul ăsta, trebuie să împlini balanța. Ei bine, nu trebuie să împlini balanța. Trebuie să-ți dai balanța și să lași pe ceilalți să o încline în ce parte cred. Și cred că asta este reușita volumului. E aici o balanță. Nu există excese, nu există opțiuni agresive, există un dialog.